Salutare, oameni dragi, și bine ați venit înapoi pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Ciprian și în videoclipul acesta o să vorbim despre ultima caracteristică a aplicației COIN și anume despre posibilități de maximizare a profitului sau cum poți câștiga mai mulți bani. Ca să facem acest lucru, primul lucru pe care aș vrea să-l prezint este vorba de cardul NFC. Acest card folosește funcția NFC. O să intrăm și în aplicația COIN ca să vedem cum putem să facem acest lucru. În primul rând trebuie să avem funcția NFC a telefonului activată, după care tragem cardul pe spate, îi dăm OK și în partea dreaptă este încărcat 100%, dăm pe el, îi dăm pe Detected și ne arată că în următoare 12 ore avem față de Basic, de menționat, față de Basic, avem 12X. Dacă avem vreo altă subscripție, alt abonament, în Pro, Basic sau alte variante, ne dă doar 10% în plus. O să fac și screen recorder ca să vedeți acest lucru. Apare aici în stânga jos, așa. Ok. Acest card să știți că nu se consumă niciodată. Este versiunea pentru telefoanele care suportă NFC. Mai există și varianta de Bluetooth. Așa, să dăm pe aplicație și dacă ne uităm aici, avem Extension Device, dăm pe el și ne apare BLE sau NFC. Eu nu mi-am luat versiunea cu Bluetooth, deoarece am citit pe site că bateria nu ține foarte, foarte mult și are o baterie destul de ciudățică, în sensul că nu prea merge schimbată. Este un CR3032, am zis că nu prea se găsesc și este o problemuță cu ele, dar pentru telefoanele vechi care nu suportă NFC, este un must acest Sentinel BLE. Îi dăm mix. Cum putem să comandăm acest card? Am lăsat un link în descriere. O să mergem la versiunea Windows ca să vă prezint. Așa. Step 1. Order your free Sentinel X device required for location verification. Și pe cardul acesta pe spate scrie COIN enabled device. This card assists in verification your location data and result in increasing rewards collected within COIN. Adică acest card sau acest device cu Bluetooth verifică locația ca fiind reală și nu că ar fi vreun bot și suntem recompensați cu recompense de 12 ori mai mare pe Basic sau cu 10% mai mult decât au abonamentele. În momentul de față, dispozitivul este gratuit, se plătește decât transportul. Se apasă pe butonul din dreapta, where should we ship your free device? Ar trebui să fie destul de simplu. Completăm detaliile noastre, adresa, cardul cu care plătim și cam asta ar trebui să fie tot. Ok, am vorbit despre card și Bluetooth, urmează abonamentele. Pentru abonamente, dăm în dreapta sus pe plus. Și dăm la Premium Plans și ne apare aici Earn up to 36x more rewards și dacă ne uităm avem așa, avem Basic-ul cu care vine aplicația, are viteză foarte mică de minare, se încarcă foarte greu și recompensele sunt foarte, foarte micuțe, după care urmează abonamentul Plus care are ca virgulă caracteristică minare dublă sau tot ce are Basic-ul este de două ori mai rapid, cu excepția faptului că la partea de recompense avem 2 ori 12, adică 24x față de Basic. Dacă pe Basic luam 0.01,
pe plus o să luăm 0,24. Este doar un exemplu dat la 001. Există și minări pe o monedă, 10 monede, 100 de monede, chiar și 2000 și ceva de monede am văzut. O să pun undeva pe aici pe ecran niște mine găsite pe Basic foarte, foarte mari. Ok, deci asta face abonamentul plus. 2x față de Basic și 24x la partea de minare față de Basic. Următorul este abonamentul Pro, pe care eu personal îl folosesc și pentru cine vrea să maximizeze veniturile. Asta este varianta cea mai bună din punctul meu de vedere, așa am testat-o eu. O să specific de nou că nu sunt vreun analist financiar, nu ofer sfatul de investiții și ceea ce faceți este strict corelată cu bănuții dumneavoastră. Eu nu vă dau sfaturi ce să faceți, eu doar vă spun ce am făcut eu până acum și de ce eu sunt mulțumit de acest lucru. La abonamentul Pro avem totul de 3 ori mai mare, absolut totul de 3 ori mai mare și reward-ul nu mai este 24x ca la plus, este 36x față de basic. Astea două, plus și pro, le găsiți în aplicație ca să puteți să le cumpărați. În momentul în care mergem, să spunem, la... o să dau aici pe ăsta și ne uităm la Big Geo Mines. Dacă ne uităm în stânga sus, vedem abonament pro, pro, master. Masterul nu se poate cumpăra. Și mai există și versiunea de Lite. Lite-ul nu îl văd în acest moment. Dar o să vi le prezint eu pentru că l-am căutat special pentru acest videoclip. Coin Lite. Ce face Coin Lite față de... Ce face subscripția Lite față de celelalte subscripții? Aceasta este o ofertă exclusivă și disponibilă care se dă doar ca recompensă de către developeri și nu se poate cumpăra din aplicație și ne dă de 3 ori viteză mai mare, adică ca la Pro, de 3 ori GeoMining Recharge Rate, tot ca la Pro, și 12x Without Sentinel, exact ca la Pro. Doar aceste 3 caracteristici ni le dau la 7,99, deci doar aceste 3 specific, ca să nu se facă confuzia, nu le primim pe toate ca la Pro, le primim decât pe asta, pe asta și cu asta. Primele două și cu aceasta, la doar 7,99, în anumite termene și condiții impuse de ei sau când consideră ei față de Pro. Este o diferență foarte mare, de la 35 de dolari la 8 dolari, este foarte mare. Și ultima subscripție este cea mai mare, subscripția Master. Masterul în linii mari este de 2 ori Pro. 12, 12, 6X, totul este mult mai mare față de Pro, este cam dublu lucru. Dacă pe Pro aveam 3X, 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 pe Master avem chiar 12X, 12X și restul 6, 6, 6. Deci în anumite condiții este 6X, în anumite condiții este 12X. Și două funcții foarte importante care le găsim doar la Master, pe lângă faptul că se încarcă de două ori mai repede ca viteza de minare pe Pro și are recharge rate-ul mult mai mare, mai există varianta de Remote Geo Drop și Remote Geo Claim. Ce înseamnă acest lucru? O să mergem pe telefon și dacă ne uităm în dreapta jos, avem acest stack pe care l-am prezentat, care se numește Geo Claim. Și v-am explicat că noi, ca să ne ducem în altă pătrățică, trebuie să ne ducem fizic acolo. La Master putem să ne ducem oriunde în lume, dăm un exemplu, ne ducem în America, în San Francisco, și dăm drop la niște monede acolo, deoarece considerăm noi ca investitori că acea zonă are foarte mult trafic și vom face foarte, foarte mulți bani. Acest lucru se poate face doar cu abonamentul de Master și pe celelalte abonamente nu merge. Asta ar fi unul și mai există varianta de geodrop. La geodrop, în momentul în care se face drop, avem aici current tile sau any. Noi nu putem să facem acest lucru decât pe current, adică pe locul în care suntem în acest moment, dar dacă am avea master, putem să dăm drop unde vrem.
vrem să aruncăm o mină la Piața Unirii, că vrem să-i dăm unui prieten acum o mină sau 300 de monede sau 600, presupun că este la Master dublu față de Pro, aruncăm 600 de monede la Piața Unirii pentru prietenul nostru, să spunem, sau găsim o mină, ia să vedem dacă în acest moment găsim vreo parașută. O să mă uit un pic prin zona pe aici. Uitați o parașută. Așa arată o parașută. Și dacă dăm pe ea, this is a geodrop. Noi, ca să putem să luăm acest geodrop, ar trebui să fim exact acolo, lângă ea sau pe ea, ca să putem să o culegem. Dacă suntem lângă ea pe Pro, putem să-i dăm pick-up. Dacă sunt chiar pe ea, se colectează automat, pentru că avem auto-explorer de autocolectare, să spunem așa. La abonamentul Master putem să colectăm acest geodrop pentru că are funcția de remote. Te poți duce oriunde în lume să colectezi aceste lucruri sau să faci drop de aceste lucruri. Deci este o caracteristică foarte, foarte importantă. De menționat este că această subscripție, pe lângă faptul că este foarte scumpă, este undeva la 500 de lei, da, este 100 de dolari, nu se poate face decât tot așa sub anumite termene și condiții. Interest in Coin Master, you can contact our team to request to be on a list for Coin Master. Deci va fi și un timp de așteptare ca să faci acest lucru. What we look for? Trebuie să avem un fel următor. 6 luni de Pro, 3 insigne câștigate și anume insigna de miner, mai mult de 100.000 de mine minate, 10 persoane invitate, adică avem insigna de influencer. Mai trebuie insigna de martor la peste 1000 de mine la care ai fost martor. Asta ca să putem să intrăm în posesia abonamentului de Master. Astea au fost abonamentele. Deci sunt 4 opțiuni. În aplicații nu o să vedem decât aceste două, la 25, la 35. Mai este Lite-ul la 8 dolari și mai este Master-ul la 99,99 sau 99 de dolari, adică la 100 de dolari. În funcție de activitatea fiecăruia, fiecare subscripție, fiecare abonament se potrivește unui tip de persoane. Eu personal stau pe Master, că sunt o persoană destul de dinamică, îmi place să ieși cu bicicleta, îl folosesc inclusiv când după film la grădință, mă duc la muncă și așa mai departe. Ca modalități de ca posibilități de maximizare ale profitului, aceste lucruri sunt un must, ca să zic așa, deoarece una este să minezi cu 0,01, 0,02, 0,03, adică foarte, foarte puțin, pe când cu NFC-ul câștigăm 12x ca reward. Și pe partea de abonamente avem viteza mult mai mare. O să pun aici undeva diferența dintre Basic ca viteză și Pro. Nu dețin un cont de Plus, Master sau Lite ca să vedeți diferența. Bine, Lite este aceeași viteză de minare ca la Pro. O să pun undeva pe aici ce face Basic-ul ca viteză, cât de repede se încarcă și ce face Pro-ul ca viteză. Acesta fiind de 3 ori mai rapid, cerculețul care se încarcă de putem să mergem mai departe. Din testele mele care le-am făcut până acum cu bicicleta, ca să pot să iau toate pătrățele și să nu pierd nicio pătrățică, ar trebui să merg cu o viteză de 17-18 km pe oră. Dacă aș merge cu 20 de km pe oră, să spunem, odată la 3-4 pătrățele pierd o pătrățică din cauza vitezei, pentru că nu mă mai ajută viteza de minare, de aceea sunt anumite persoane care minează cu mașina și în cazul lor cel mai benefic este Master-ul sau Pro-ul. Pe Basic vă puteți imagina că va fi o pătrățică, da, 5-6 bar sau chiar și mai multe în funcție de viteza pe care o avem cu mașina. Alte caracteristici, ca să le vedem în plus, le găsim și în telefon, în sensul că dacă îi dăm la bonus, la bonus drop power, pe partea de
Bonus mie îmi pleacă de la 3x, lucru care vedem și aici, 3 ori bonus drop power. Păcând în partea asta, vedem un x la basic, adică ne pleacă de la 0. Mie îmi pleacă de la 3x, pe plus pleacă de la 2x și pe master pleacă de la 6x. Și absolut toate lucrurile diferă de la un abonament la altul. Fiecare abonament este unic în felul lui, cu funcții unice. Dar, v-am spus, la început nu există decât aceste două și în funcție de cum vă descurcați și de nevoile pe care le aveți de la aplicații mai multe sau mai puține, puteți să faceți un update sau un upgrade sau puteți să cereți light, master sau doar vă luați cardul. Cam asta a fost prezentarea tuturor caracteristicilor de maximizare ale profiturilor, adică abonamente și cardul sau device-ul Bluetooth pe care eu personal îl dețin. Sper că am acoperit absolut toate caracteristicile acestei aplicații. Dacă am omis ceva sau dacă ați descoperit ceva pe care eu nu l-am menționat, o să vă rog să spuneți acest lucru în comentarii jos. Și până data viitoare, când o să mai vin cu anumite teste făcute de mine cu bicicleta, mers pe jos, mers cu tramvaiul, minat în casă și așa mai departe, adică anumite teste pe care o să le fac și o să le pun tot pe canalul meu de YouTube. Nu pot să vă urez decât o zi bună, nu uitați să vă abonați, dați share la prietenii voștri dacă ați găsit acest videoclip interesant și toate cele bune!